Răzvan, bine ai venit la Farul. Un transfer important pentru tine? Bună ziua, bine v-am găsit. Da, Farul este un club de nerefuzat. Când am auzit de această oportunitate, am fost foarte, foarte bucuros și am venit aici cu brațele deschise. Colegii m-au primit foarte bine, mulți dintre ei mă cunoșteam. Sper să fac un sezon bun, să joc și să ajut echipa. Este o provocare pentru tine acest pas? Da, clar. Până acum unde am fost mai avut la retrogradare, aici obiectivele sunt altele și este o provocare. Mi-ai intrat deja în pâine, în cantonament, aici la baza proprie și va fi mult de lucru înaintea viitorului sezon. Da, deja astăzi am făcut primul antrenament cu colegii, încerc să fiu atent, să înțeleg unele lucruri, sunt lucruri diferite de ce am lucrat până acum, dar sper să înțeleg cât mai repede și sper să fie totul bine. Cum crezi că va fi lupta pentru play-off, pentru că acolo vrea Farul să ajungă ca de obicei? O luptă grea, cum a fost în fiecare sezon. Echipele chiar sunt bune. Nivelul ligii întâi s-a ridicat în ultimul an. Așa, sper să le prindem primele șase și cu siguranță vom reuși. Se anunță un duel interesant pentru titularizare între tine și Buzu. Va fi o luptă deschisă. Da, concurența e binevenită oriunde. Am văzut că Buzu e un băiat bun, un băiat care chiar am vorbit puțin cu el. Da, nu știu, acum care va merita și care va fi mai în formă, cred că va juca. Farul suntem toți!